Mai multe drumuri și străzi din comuna Valea Mare Preavăț vor intra într-un amplu proces de reabilitare în această perioadă. Se vor asfalta două drumuri comunale, unul în satul Gura Preavăț, iar celălalt în satul Bilcești. Un alt drum este în prag de finalizare, este vorba despre calea pietroasă la care lucrările au demarat anul trecut. Lucrările pe calea pietroasă sunt spre finalizare. Lucrările au costat în lărgirea drumului și pe parte și pe cealaltă câte un metru, șanțurile betonate frumos și lucrările sunt aproape de finalizare pe lucrare. M-au foarte puțin, am terminat calea pietroasă, am mers pe strada Ion Creangă, pe partea care ține de Valea Mare, că jumătate din partea dreaptă este a Câmpul Lungului, nu ne putem noi implica, adică domn primar nu ne-am putut implica. Ar fi ieșit frumos dacă era toată strada noastră, dar asta e. Cât au costat lucrările și de unde au luat banii? Lucrările, banii s-au luat în bugetul local, a fost investiție în bugetul local, 17 miliarde aproximativ. Aproximativ 17 miliarde? Aproximativ 17 miliarde. Bani luați în bugetul local. Mai aveți de asfaltat în comună, că da. Văd că tot asfaltați tot timpul. Sigur că da. Avem în continuare pe Fântânean, în satul Bilcești, tot o lucrare, deja acolo s-au făcut șanțurile betonate, urmează să se toarne, s-a făcut terasamentul drumului și urmează să turnăm asfaltul. Și mai avem un obiectiv acum de care o să-l începem foarte curând, în Gura Preavăț, de realitate, cu un drum foarte deteriorat. Acolo avem o parte mai puțin de la construirea zeam, 1,5 miliarde, iar restul completăm din bugetul local. La Gura Preavăț ce se va face acolo? Se va freza și asfalta un înveliș al asfaltului, un înveliș. Unde degradat? Da. Asta unde? Până în comunitatea de... Păi chiar în comunitatea de Rudari. Începe de acolo, de unde începe ei, de la podul Ușerb, și se va continua pe o lungime de un kilometru asfalt, unde drumul e extraordinar de deteriorat, gropi. Cele două drumuri de la Gura Preavăț și de la Bilcești sunt importante, deoarece se află într-o zonă de legătură cu alte drumuri principale din localitate și totodată au o importanță deosebită pentru dezvoltarea turismului în zonă.